Îl avem la telefon pe Mihai Eșanu, pe care l-am citat din Fanatic. Bună seara! Bună seara, dumneavoastră și invitatului. Salutare! E ceva în neregulă, e ceva incorrect din ce am citat? Nu, jumate, nu e, nu că nu este corect, dar au fost puse niște cuvinte în plus și aranjate în așa fel încât să nu reiasă exact ce am zis eu, să reiasă lucruri mult mai grave și nu e ok, pentru că mai în situația în care suntem acum, nu cred că e cazul și în presă să se întâmple lucruri așa negative. Bun, hai să luăm atunci așa. Mă simt bine, sunt bine, atât vreau să zic. E ceva în regulă aici? Nu, până aici așa am zis că mă Vorbiți mai simt bine cu bine. Mario, că știe foarte bine situația mea. Da, asta Bun. este. Până aici am zis, așa am zis, am Și zis așa că. sunt foarte multe probleme la club, știu eu ce se întâmplă la club. Da, n-am zis asta cu știu eu ce se întâmplă la club și A, deci doar ultima propoziție. asta de fapt inflamează spiritele și Frază. suporterii lui Dinamo, mai ales că sunt supărat în Dom'le, momentele astea, pot să înțeleagă am înțeles. lucrurile Ești complet accidentat greșit. sau nu? Ești indisponibil sau nu? Da, sunt indisponibil, am început Ok. de 2 zile antrenamentele, nu aveam nicio șansă Exact ce ți-am să spus și fiu eu, Robert, măcar dar nu ai pe... voie să mă Da, asculți. foarte bine. Păi pe Eu... mine nu m-ai ascultat, parcă eu nu existam aici. Nu se poate. Păi Da, ești... cum a zis Poftiți? și Gal Cum adică nu v-am Nagici, că am ascultat? văzut Nagici Păi multe stați puțin, spus termin cu că... Mihai Eșanu și vorbim imediat. Am auzit ce a zis Nagici și tocmai de asta am văzut că Foarte bine, este încercat excelent. Da, să da, explice exact e în regulă. cum știa cel mai bine cum este și cuvintele astea spuse Da. în plus și anapă, dar am vrut eu să fiu băiat bun, să răspund la toată lumea și să nu supăr pe nimeni, dar uite că vrei să facem bine și se Mihai, înțeleg pot să te întreb totuși. și eu ceva? Da, Nergigi, bună seara. Da. Spune-mi, ai fost accidentat când ai venit de la lot? Da. Bun. Ai urmat un tratament sub controlul antrenorului de portar și al doctorului? Da. Așa. Bun. Și acum erai disponibil să joci la Păi momentul? tocmai a spus că nu era, Tocmai domnul Țescu, de asta ascultați? am N-a zis, spus, dar a spus știu că nu că era, în din regulă. ce știu De, că despre Dinamo, ce scrisoarea poți să ne scrisă era. spui? Am priceput, e ok, e în regulă, te simți bine, dar ești indisponibil. Da, Ok. 2 zile de antrenament, niciun jucător din În lumea asta nu regulă. poate să joace Am meci consemnat, e complet. foarte bine că ai făcut precizarea aceasta. Despre ce se întâmplă la Dinamo ne poți specifica, pentru că văd că cei de la DDB dau comunicate în care contestă pe Mario Nicolae, de exemplu. De Vedem ce se asta am întâmplă și pe sunat, pentru teren. că știu că, mai ales din această declarație și această știre, Mario este cel mai rău și, din păcate, el știu că a venit la club cu inimă bună, își dorește să facă numai bine pentru club și toate rezultatele îi se pun în cârcă acum, din păcate, și această știre mai inflamează spiritele și agravează lucrurile, mai ales cum a citit dumneavoastră, înseamnă că e ceva necurat la mijloc și toată lumea asta înțelege. Eu Tocmai am de asta am citit zis că așa intru. cum se citește, Știu, cuvânt știu, după știu. cuvânt. Cum aș fi putut Da, să citesc? dar așa, intonația și Că încep să cred că trăim în realități paralele, în fine. o Nu știu pe propoziție ce în nu plus, bag în exact ce fac seamă, cu nu știu Bacam. Am cum am primit o citit. grămadă de mesaje că Da, te-ai da. putut să joci și n-au vrut să te bage, ceva în genul ăsta. Și Da, nu e mie mi s-a ok. părut într-adevăr, reiese că e bizar, dar dacă nu este nimic bizar și totul e în regulă, bizare sunt rezultatele lui Dinamo, în rest totul e în regulă. Toată lumea vine cu E inima adevărat, deschisă și tocmai toată lumea e dacă minunată. Sigur, rezultatele sunt bizar așa este cum sunt. cum DDB pe Facebook-ul oficial vorbește despre conducerea lui Dinamo, care este susținută tot de DDB, tot de PCH. Iarăși este bizar. Dar în rest, sigur, totul e minunat la Dinamo. Mă gândesc că lucrurile merg... Că te întrebam despre ce se întâmplă la Dinamo. Da, tocmai de asta am vrut să intru și Păi, să asta vă te întreb, dar nu mi-a spun răspuns la ce întrebare. este. Ce se întâmplă la Dinamo? Ce se întâmplă cu Ce prestațiile se astea? întâmplă? Cum este Vorbim și vestiarul? dumneavoastră. Rezultatele și cum au zis și colegii mei la preș interviuri, din păcate vorbim ceva la antrenamente și se întâmplă altceva la meciuri, dar nu de asta am sunat să comentez eu jocul echipei, am sunat să clarific situația asta, pentru că în situația asta Știu, grea Mihai, psihic, am înțeles, da. dar nu poți să suni să spui fix numai ce vrei tu. Suntem într-un dialog de oameni, ok, că astăzi sunt pe un dictatură, unde unul spune numai ce vrea el și nu era întrebat de nimeni. Eu te-am întrebat pentru că încercăm să înțelegem ce se întâmplă cu echipa asta. Așa să-mi spui că la antrenamentul vorbim noi și pe teren facem alta, e simplu. Nu Dar că de nu se ce? face, Întrebarea dar este de nu ce? iese. Dacă aș ști să vă spun, v-aș spune sincer. Și dacă am ști și noi, probabil că s-ar mai Filip întâmpla. spune... Nu facem greșeli, nici la junior nu făceam greșeli de genul acesta. Cum se Am poate înțeles. întâmpla? Mi-e teamă că dacă voi nu știți de ce, veți retroada. Dacă nimeni nu înțelege de ce se întâmplă, veți continua așa. Nu ești curios să înțelegi de ce? Nu încerci să afli de ce? Curios sunt și îmi doresc să știu, dar
Nu e. Dacă ar fi așa ușor să aflăm răspunsurile astea, cum am zis, nu s-ar mai întâmpla. Da. E ceva ce ți se pare că ar trebui îmbunătățit? Ai în sensul echipei, ca echipa să meargă mai bine? E ceva pozitiv pe care trebuie spus, care trebuie adăugat, care trebuie întărit acolo? După meciul din seara asta și rezultatul din seara asta, mai ales că am primit 4 goluri, nu pot să iei foarte, foarte multe lucruri pozitive, dar cred că din primele două etape sunt destul de multe lucruri pozitive pe care putem să le luăm. Așa. Din păcate, n-am reușit să o ținem pe linia asta, cu jocul. Din păcate, rezultatul n-a fost cum a trebuit, dar cred că mai ales prima etapă și etapa trecută am făcut un joc bun. Când vei fi apt să reintri în poartă? Nu știu, asta, dacă ești energie acolo, vă poate spune că numai un antrenor poate decide. Nu, eu te întreb fizic, nu dacă... Când vei fi apt ca să te poată eventual antrenorul pune în poartă? Probabil că de meciul următor, având în vedere că mai e o săptămână până atunci, sper și îmi doresc să fiu apt pentru meciul următor. Uite, asta e o veste bună, de exemplu. Dacă tot căutam o veste bună, ca să nu trecem doar pe veștere. Mulțumesc mult, mulțumesc Mihai pentru intervenție. La revedere. Ziceți, domnul Gigi, cum nu erați acolo? Păi eu n-am știu ce să... Dumneavoastră spuneați una, ceilalți, Mihai Ieșeanu, spunea declarația alta. Ce vreți să spun? Să spun că Mihai Ieșeanu minte? Am spus că mai erau niște amănunte care... De acord, dar am ascultat amănuntele. Nu vi le-am ascultat, v-am întrerupt, v-am spus nu vreau să ascult amănunte. Vi le-am ascultat cu toții, și eu și Ilie aici de față. Acum, nu trebuie să credeți că nu v-am crezut. Eu pur și simplu eram între două declarații care păreau că se bat cap în cap. Plus că... el era, seara asta a făcut declarația. Dumneavoastră știați situația de câteva zile. Eu știu ce se întâmplă. De 2-3 zile crezi că se poate întâmpla? Și eu știu.